Angelina Jolie a făcut o vizită în vestul Ucrainei. Actrița care este și ambasadoare ONU s-a deplasat la Liov, unde s-a întâlnit cu refugiați și s-a plimbat pe străzile orașului. Conform Observator News, Angelina Jolie a vizitat un institut medical unde a discutat cu angajați și oficial, dar și cu supraviețuitorii atacului de la gara din Karamatorsk din 8 aprilie, în urma căruia au murit 52 de oameni. Angelina a luat prânzul alături de refugiați și s-a jucat cu mai mulți copii. Înainte acestei vizite, actrița a fost surprinsă într-o cafenea din orașul din vestul Ucrainei, atacat în mai multe rânduri de la începutul războiului cu rachete de croazieră. Jolie ar fi ajuns la Liov cu un zbor privat, iar vizita nu a fost anunțată din motive de securitate. Nu este prima celebritate care își arată direct sprijinul către Ucraina. În martie, Orlando Bloom a mers în Moldova, unde s-a întâlnit cu refugiații ucraineni. Vizita Angelinei Jolie în Ucraina nu a fost lipsită de emoții. La un moment dat au pornit sirenele care anunță de obicei raidurile aeriene, așa că actrița a fost dusă la un adăpost. La un moment dat, în timp ce alarmele antiaeriene se aud sunând insistent, artista este întrebată dacă este frică, iar cineva din stafful ei răspunde că nu, că este în regulă. Prezența sa a fost o surpriză plăcută, iar Angelina Jolie nu i-a refuzat pe cei care au dorit să aibă, ca amintire, o fotografie cu ea.